octombrie anul trecut, Primăria Municipiului Chișinău a început discuția cu doi agenți economici, Mastercard și Visa, cu scopul de a face un parteneriat public-privat și de a dezvolta mecanismul de plăți online în cadrul transportului public. Iar în martie 2021 a fost lansat proiectul pilot Tichetare Electronică. Proiectul pilot în sine este foarte important. Noi o să înțelegem foarte clar câte plăți sunt zilnic, cum o primesc și cum o văd locuitorii capitalei acest sistem, este comod, incomod, în ce ar consta aceste incomodități. E o idee bună pentru a da un pas înainte, deci pentru a merge spre o dezvoltare mai bună, aș spune eu. Câteodată nu ai mărunte, bani, ai cardul, scanat și mergi. Mai ales acum cu pandemie, e o idee foarte bună să achităm cu cardul. Sincer, eu n-am așteptat, dar foarte mi-a plăcut. Cei de la Visa s-au alăturat proiectului în luna aprilie. Datorită operatorului și a mecanismului de plată propus de ei, pasagerii trebuie doar să apropie cardul bancar de telefonul mobil purtat de taxatori. Deci, noi считаем, что это очень важный шаг в развитии Молдовы как страны на пути к развитию cashless, да? Visa de săptămâna precedentă a implementat în ruta 32 comuna Stăuceni, Chișinău și în ruta 10 de troleibus, oportunitatea de achitare cu cardul bancar. Astfel, la momentul actual, 27 de unități de transport sunt dotate cu POS-uri sau cu dispozitive speciale pentru achitare electronic. Operatorii încearcă să ofere și o reducere la călătorii până la 50% din costul acesteia. Dar în cazul în care se utilizează cardul acelui operator care recepționează plata. Totodată, operatorul Visa a introdus și metoda de achitare prin intermediul aparatelor fixe. Călătorii ating cardul bancar de validator, iar acesta extrage suma necesară din cont. Pasagerii nu primesc tichet sau cec, iar tranzacția poate fi verificată doar de serviciul revizie și control. Клиент, как и в любых других случаях осуществления оплаты, сразу же увидит, что платеж принят, проведен. Вопросов здесь каких-то новых моментов не возникает у клиента. Pentru a verifica, serviciul revizie și control are dispozitive speciale din cadrul regiei transport electric, care poate să verifice la ce oră a fost efectuată ultima achitare a călătoriei. Plus, acest dispozitiv probabil o să fie și la conductori din unitatea de transport. În etapele următoare ale proiectului, pasagerii vor putea face achitarea și prin intermediul ceasului sau a telefonului mobil. Potrivit datelor acumulate de la începutul proiectului, tot mai mulți călători folosesc metoda de achitare electronică. La ora actuală, în transport public și în special de servit de regie transport electric, avem astăzi achitări în jur de 15% din cei care sunt deserviți prin transportul respectiv. Cei ce ține de parcul urban de autobuze, reieșind de faptul că are acoperire mai mică ca număr de unități care este implicat în proiect, dar totuși acolo vedem o creștere, o evoluție a plăților electronice. Și astăzi suntem aproximativ la 4% din călătorii achitate prin plăți electronice.